Știu faptele tale, știu că nu ești nici rece, nici în clocot. Oh, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, fiindcă nu ești nici rece, nici în clocot, am să te vărzi în gura mea. Pentru că eu musru și pedepsesc pe toți aceia pe care -i iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește Acesta este textul prin care Dumnezeu ne readuce astăzi cumva cu picioarele pe pământ pe fiecare dintre noi, redirecționându-ne atenția către propriile comportamente și credințe manifestă în această lume și care, privite atent, nu par a se suprapune în tocmai cu mentalitatea Creatorului. Mentalitatea aceea practică. În fapt, dacă analizăm cu vigilență și cu diligență, în dorința de a înțelege tainele Dumnezeirii, acest text, care a fost scris acum aproape 2000 de ani, va scoate în evidență nu doar drama majoră a creștinismului nostru postmodern, cât mai ales problematica majoră de etică și de morală pe care omul, Privit ca individ în acest sistem degradat spiritual, oare în raport cu Creatorul său, alegând așadar să nu mai ascundem propria ființă cumva după cireș, ci să privim în față cruda realitate, vom înțelege că toată harababura ideilor pseudospirituale care ne pigmentează viața a apărut ca rezultat al încercării noastre disperate de a avea o relație cu Dumnezeu, dar să ne impunem în același timp propriile reguli. Acolo unde ești, învață astăzi că adevărata fericire se capătă abandonându-te în mâna cea tare și puternică a lui Dumnezeu și nici de cum impunându-i ce sau cum să își direcționeze energia către tine astfel încât tu să ieși mereu în picioare, să ieși mereu câștigat. Fii un om înțelept, predă viața în mâna lui Dumnezeu și acceptă voia lui, pentru că voia lui este bună, plăcută și desăvârșită. Fiți binecuvântați!